Începem în forță episodul 18. Eusebio Bogdan are un Volvo și e din 2005 ceva de genul Volvo-ului. Și el a zis un coteț de Volvo când l-am întrebat ce mașină are. Și am vrut să-i arăt că ăla lui nu e coteț. Ăsta este coteț. Bineînțeles, mare turbo pe el. Index de performanță undeva la 414, deci e destul de slăbuță ea așa, și 327 de cai. Asta o să fie o plimbare pe Nürburgring. Mașina se conduce super elegant, lejer. Trebuie frânat mai din timp un pic pentru că are frânele ei standard. Pe linie dreaptă s-ar putea să facă ceva treabă pentru că are mai multă putere decât restul. Hai că am reușit să intru în dojo ăla. Ușor în virajul ăsta aici că, na, suspensii standard, se bălângăne șandramaua. Așteptăm să treacă ăsta pe stânga tot la început un pic, fucking shit. Dar suntem ok, uite, suntem pe locul 8, 5 secunde de primul loc și cred că ne apropiem de băieți așa. Încet, dar sigur. Poate nu avea foarte mulți cai, dar dacă într-a doua, dacă virezi foarte mult și o calci accelerația, nu mai știe să-ți mai ia curbe pentru că e tracțiune față, bineînțeles. Hai că l-am atins pe ăla. Dar are niște trepte lungi, măcar într-a doua e 100 și ceva la oră. Deci fii atent, într-a doua 140 mânca. Bine, limitare, îți dai seama, dar totuși trepte lungi rău de tot. Asta în fața noastră este un... am uitat cum se numește, ești nebun? Lotus. Dar nu știu ce Lotus este asta, că e la care arată bine. Restul cam urâțele ele așa. Iar un Lamborghini Miura. Am ceva astăzi de uit numele mașinilor. Pe linie dreaptă să duce, mă, animalul, ce ai? Trage tare. Deci index de performanță 414. Păi cred că o să scoată un 840 pe acolo. Ce mașină a scos 840? Ford Mustang-ul ăla. Și mai era una de 400 și un pic. Dar am uitat ce mașină. Ăla Renault Clio. Care l-am pus în loc de Loganul lui Capitanul. Și ăla a scos cât? 8,44, dar bine, ăla avea 250 de cai, ăsta are 330 aproape.
Hai că depășim și buicul ăsta aici. Ha? Îl depășim sau? Dacă nu putem să-l depășim, măcar să-l împingem un pic, știi? Cam aia e tehnica. Ia uite, am fost pe locul 3. 3 secunde jumate față de primul loc. Sunt curios pe linia aia dreaptă dacă facem treabă. Eu așa aș zice. Un Audi. Ce asta, mă? A1. Ce gâz asta? Bine, scuză-mă pe mine, s-a văzut badge, este S1. Da, mă, dar vine tankul ăsta tare din spate, e teșitul. Hai că l-am cam subestimat pe ăsta cu Audi-ul. Bă, ești nebun la cap, nu pot să-l depășesc, uite și tu. Pe curbe stă mai bine el. Bătălia vieții, uite și tu. Gata, ăla e. Hai, și mai avem încă unul. Și ăla cred că este într-un Infinity ceva. G35 sau nu știu cum se numește. Uleu. A, și stați așa că Eusebiu Bogdan mai are o mașină. Mai are un Peugeot, cred că 206 zicea el. Dar jocul nu are Peugeot 206, așa că trebuie să găsim noi un replacement. Vedem noi episodul viitor. Da, și-am luat și primul loc, uite știu ce elegant. Și din nou, ideea de bază la noi e să-l întrecem pe oaie care a scos cât? 8.30. Uleu, stai că mă uitam pe clasament. Să mă bată mama ce era să o iau. Hai, și talpa aici. Cred că ne duce a treia până la 200, e nebun. Ia fii atent. Are, e ceva neregulă la treptele astea, că n-are cum așa. Ideea e că i-am dat bordul și doar i-am pus un turbo mare. Atât. 8 minute acum. Bă, o să scoată bine asta, mă. Cred eu. Sau nu. Panicat un pic, așa, am zgat, am troznit-o. .32, mamă! Deci cu 8 secunde mai lent decât oaie, cu Volvo-ul. Dar oricum, frumoasă plimbărica cu Volvo-ul pe Nordschleife. Hai, v-am pupat următorul.